un rezervor de apă subterană dulce, absorbită în crusta Pământului acum 6 milioane de ani, se află încă adânc sub o creastă muntoasă din Sicilia, au descoperit cercetătorii. Apa dulce probabil a rămas blocată sub pământ în timpul crizei de salinitate messiniene, atunci când Marea Mediterană s-a uscat după ce fundul oceanului din zona Strâmtorii Gibraltar a început să se ridice, izolând marea. Acest eveniment a expus probabil fundul mării la ploaie, care apoi a picurat în crusta pământului, conform unui studiu. Apa de ploaie s-a acumulat și a format un acvifer care se întinde între 700 și 2500 de metri adâncime sub munții Iblei din sudul Siciliei, Italia, și nu s-a mai mișcat de atunci. În noul studiu, cercetătorii au investigat acest rezervor de apă subterană din jurul formațiunii Gela, un rezervor cunoscut de petrol care găzduiește mai multe puțuri adânci, folosind date disponibile public din aceste puțuri. Oamenii de știință au construit modele tridimensionale ale acviferului și au estimat că acesta conține 17,5 km3 de apă, de 2 ori mai mult decât cel din Loch Ness, Scoția. Cercetătorii au folosit apoi modele 3D pentru a se întoarce în timp și a reconstrui geologia trecutului zonei de studiu, care s-a întins pe platoul Ibleian și pe platoul Malta din Mediterana Centrală. În timpul epocii messiniene, acum 7,2-5,3 milioane de ani, apa dulce s-a infiltrat în crusta Pământului la câteva mii de metri sub nivelurile actuale ale mării, ca rezultat al crizei de salinitate, au arătat rezultatele studiului. Criza a determinat scăderea nivelului mării cu aproximativ 2400 de metri față de nivelurile actuale în anumite părți ale Mediteranei. Acest rezervor de apă subterană s-a acumulat apoi într-un strat de roci carbonate care acționează ca un fel de burete, unde fluidele sunt prezente în porii dintre particulele de rocă, a declarat autorul principal al studiului, Lorenzo Liparini. Criza de salinitate messiniană, care a durat aproximativ 700.000 de ani, s-a încheiat brusc cu o creștere extrem de rapidă a nivelului mării.